Hei, salutare, salutare, iată-ne din nou la Șotron. Sunt Sorin Sandu și vă propun să continuăm Șotronul nostru cu momentele și schițele lui Ion Luca Caragiale. Cu aceeași regulă ca și în dățile anterioare, pentru că așa este Șotronul, sare când unul, când celălalt, eu voi citi un fragment dintr-o lectură, iar voi veți continua lectura. Vă propun pentru astăzi schița care se numește 1 aprilie. Desigur, având cineva inspirație, poate minți și mistifica pe altul ori în ce zi de peste an. Dar la zi 1 de aprilie este un fel de datorie pentru cine ține la tradițiuni să mință și să mistifice, inspirat ori nu. Oricât s-ar părea de comună arta mințitului, artă pe care o profesează omenirea întreagă cu atâta pasiune, prima artă frumoasă pe care a profesat-o speța noastră, tot ca orice artă, unii o fac mai puțin, alții cu mai mult talent, cu mai mult sau mai puțin succes. Izvorul ei stă în acea putere nepătrunsă a spiritului pe care o numim imaginațiune. Și firește că oamenii nu sunt deopotrivă înzestrați cu acea putere. Apoi, imaginațiunea este și ea condiționată la fiecare individ de comportamentul și caracterul lui. Astfel sunt minciuni și mistificări Vesele, inteligente, de delicate, altele stupide, grosolane, lugubre chiar. De exemplu, tânărul Costică Petrăchescu, controlor al unei mari administrațiuni publice, este vestit printre camarazii lui, atât cei din serviciul central, cât și cei din serviciul exterior, pentru talentul cu care știe să mistifice la 1 aprilie. Nu se poate imaginațiune mai bogată. Nota caracteristică a invențiunilor tânărului controlor este nota lugubră. Câteva specimene din celebrele mistificări vor da o idee exactă cititorului despre talentul domnului Petrăchescu. Sunt din anul trecut, la 1 aprilie 1900. Domnului Teodor Ionescu, impiegat clasa a 3, direcția generală X, București. Dragă Tudorache, imediat ce vei primi scrisoarea mea, suiete în tren și vino aci. Este neapărată nevoie de prezența ta. Unchiul tău, Panait, este foarte greu bolnav. L-a lovit iar apoplexia, iar doctorii nu mai dau nicio speranță de scăpare. Cel mai, cel mult, până mâine seară poate să o mai ducă. Am vorbit cu Madame Ionescu, mama ta, și mi-a spus să scriu, fiindcă singur, singură nu știe ce măsuri să ia în caz de nenorocire. Prăvălia lui Unchiu Topanait a rămas pe mâna băieților și a lui Iordache, Așa că dacă n-ai fi tu aici la cazul fatal, cine știe cu ce va alegeți la moștenire. Fă-ți curaj! Toți o să trecem prin asta. Așa e viața noastră. Toți suntem muritori. Te aștept la sosirea trenului în gar. Al tău fidel amic, ce Petrăchescu. Domnului Panait, Mistopolul, Comersant Târgul Y. Prea stimate, Neică Panait. Nepotului dumitale Tudorache Ionescu, impiegat clasa a treia la direcția noastră generală, i s-a întâmplat o mare nenorocire. Dintr-o disperare de amor pe care îl trata cu o fată de la mașinile descrise ale serviciului central, a înnebunit și a vrut aseară să-și ce pântecele în canțilerie cu niște foarfeci mari de la registratură. Au sărit mai mulți camarazi și cu mare luptă îi le-au putut smulge din mână. Atunci, bietul Tudorache a început să cânte și să joace și pe urmă s-a repezit să strângă de gât pe unul dintre camarazi, crezându-l că este amanta lui care îl trădează. Te rog, nu spune lui Madame Ionescu, mama nenorocitului, și așteaptă-ne mâine dimineață în gară la sosirea trenului. Doctorii au spus că altă scăpare nu e decât liniștea în sânul familiei. Mâine l-aducem pe bietul Tudorache. Fă-ți curaj, neică panait. Așa e viața omului, n-ai ce-i face. Dar e păcate el că e tânăr. Încă o dată să nu cumva să lipsești din gară ca să-l iei în primire pe bolnav al dumitale cu tot respectul ce Petrăchescu. De să mai spunem ce și-au spus a doua zi de 1 aprilie, dis de dimineață, domnul Teodor Ionescu, impiegat clasa a treia din direcția generală X și respectabilul său unchi Panait, când s-au întâlnit la sosirea trenului pe peronul gării din târgul Y. Dar alta. Alta, o veți citi voi, dragi prieteni. Mai sunt, mai sunt câteva telegrame în această schiță care se numește 1 aprilie, câteva telegrame interesante. Citiți-le cu drag, cu bucurie și să ne vedem sănătoși la următoarea noastră întâlnire, la următorul nostru joc de șotron. Vă pup!